Strategie. Mai mult până la Olimpiadă, cât de greu va fi să faceți lotul pentru acea competiție, dat fiind faptul că se va juca în august, moment în care echipele din Liga 1 sunt în cupele Europene, ieși în plin campionat? Chiar am încercat oarecum să creionez un lot și sunt foarte multe semne de întrebare. Sunt jucători, nu doar din campionatul intern, sunt jucători care evoluează și în străinătate, în care putem putem avea interdicție, să spun așa, din partea cluburilor de a-i lăsa să evolueze la, la, Olimpiadă. Sunt multe semne de întrebare, sperăm ca până atunci deja oarecum avem, avem, un plan din timp să trimitem aceste solicitări către cluburi, să analizeze, să știm exact, să nu ne trezim cu două săptămâni înainte de Olimpiadă că nu vom avea jucători. Măcar știm de la bun început să ne putem să ne axăm pe al jucători. Poate cumva că trec. vei fi nevoit să mergi cum ar fi cu linia a doua acolo la Tokyo? Da, și nu am niciun fel de problemă, dar ar fi bine să știm dinainte cu cine mergem. Nu am nicio problemă dacă va fi, vor fi jucătorii născuți 96-97 sau jucători născuți chiar și după anul 2000. Vă la cei trei? Da, și Deja avem din cei cinci care erau cu, cu, noi, vor trebui să cadă doi, dar apar și, și jucători de la, de la, echipa mare care pot fi luați în calcul. Și aici un istor, un stanciu care oricând e clar că în momentul de față arată că poate să decidă un meci chiar și la Olimpiadă.